Bună seara, dragi părinți! Mă bucur foarte mult să vă întâmpin să fiu gazda dumneavoastră la acest workshop, care face parte din seria noastră de workshop-uri din cadrul Zilelor Porților Deschise la Shakespeare School. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi, pentru că învățarea nu ar trebui niciodată să se oprească. Nu este doar pentru copii, este foarte importantă și pentru noi, ca adulți. Și ne bucurăm să întâlnim oameni care ne împărtășesc valorile și idealurile și misiunea noastră de a crește calitatea în educație. Pentru a începe, aș vrea să ne cunoaștem și vă rog să scrieți în chat de unde sunteți, din ce oraș și câte ani are copilul dumneavoastră. Mulțumesc mult! București, 10 ani. Ok, foarte drăguț. Târgoviște, 11 ani. Ok. Super, mulțumesc! București, David, 7 ani. Minunat! București, 9 ani. Ok. Din nou, București 9 ani, București 8 ani, Făgăraș și 10 ani. Super! Mă ajută și pe mine să știu cam care este media de vârstă a copiilor, pentru a ști cum să-mi adaptez prezentarea. București 12 ani, ok. București 11 ani, București 5 și 7 ani. Ah, ce frumos! București, 6 ani, ok. Mulțumesc frumos cu 4 ani vechime la Shakespeare. 4 ani vechime la Shakespeare, da, ce drăguț. Minunat. Deși copilul dumneavoastră are 10 ani, e deja senior la noi. Are experiență. București, 14 ani, ok. Avem și un adolescent. Ok, bun, mă bucur foarte mult. Mulțumesc mult că ați scris în chat. Aș vrea să începem prezentarea cu câteva informații. Primul rând despre lecțiile noastre din cadrul, lecțiile, workshop-urile, game meetings din cadrul Zilelor Porților Deschise. Noi considerăm că aceasta este o ocazie minunată de a împărtăși puțin din magia noastră, din ce se întâmplă în cadrul școlii noastre cu toată lumea și iată, suntem foarte recunoscători că putem face lucrul acesta online. E o minune că putem vedea participați din Făgăraș, din Târgoviște, din toată țara. Pentru că avem foarte multe lucruri de oferit, într-adevăr, și ne bucurăm mult că avem acum ocazia de a le împărtăși cu toată țara. În cadrul acestei sesiuni de lecții și workshop-uri. Puteți participa chiar la lecții demo pentru adulți, pentru că acum oferim și cursuri pentru adulți. Avem sesiuni foarte distractive de game meeting în limba engleză, unde practic jucăm, ne jucăm foarte mult, dar bineînțeles un scop didactic. Avem foarte multe workshop-uri interesante, avem chiar și o sesiune de mindfulness în familie, la care vă invit cu mult drag mâine seară, în care putem exersa câteva exerciții de mindfulness pentru a vedea cum putem cultiva un stil de viață prezent, conștient, autentic și sănătos. Așa, și acum că v-am spus despre ce putem face în cadrul programului Zilele Porților Deschise la Shakespeare School, să facem cunoștință. Ce reprezintă Shakespeare School? În cifre, e foarte ușor de descris, 19 ani de engleză cu caracter, 4 sedii în București, sediul Brâncoveanu, Ferdinand, Moșilor Victoriei și un sediu online, peste 3.000 de cursanți
în fiecare an 100% rată de promovare la examenele Cambridge, pentru care suntem foarte mândri, lucru care ne-a dus și foarte multe distincții. Iată, doar patru dintre acestea din ultimii patru ani. În 2018 și 2019 am primit distinția de cel mai bun centru de pregătire pentru examenele Cambridge din România, distincție oferită de Cambridge Assessment. În 2020 și 2021 primiți cea mai înaltă distinție Cambridge, anume aceea de Goal Preparation Center. Și aici veți vedea o poză din 2020, când fondatoarea școlii noastre, doamna Diana Lionte, a primit distinția din partea doamnei Aniela Bușilă, reprezentantă în România Cambridge Assessment. Moment foarte fericit pentru noi. Așa, și acum să trecem la prezentarea de astăzi, care se numește Neuroștiințe și Mindfulness, adevăratele mecanisme ale învățării. Și să vă spun câteva lucruri despre mine. Eu sunt Andreea Păunoiu, sunt profesor și coordonator al programului de Mindfulness și dezvoltare personală la Shakespeare School. Am o licență, o diplomă de licență în limbi străine, una în psihologie, o diplomă de master în psihologie clinică și două cursuri minunate făcute la Mindful Schools în Statele Unite, Mindfulness Fundamentals Course și Mindfulness Essentials for Educators Course. Așa, și pentru că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte, aș vrea să vă uitați la această imagine și să-mi scrieți în chat ce vă transmite și ce credeți că poate duce la o asemenea situație. Ok. Janina spune lipsă de interes, cursuri neatractive. Costin spune unele ore sau lecții din vremea mea. Pisteală. Și din vremea mea. Subiectul discutat poate fi plictisitor. Da, mulțumesc, Maria. Nice to have you here. Adina spune plictisteală, cursuri neatractive. Maria spre un profesor nu a reușit să le capteze atenția copiilor. Mm-hmm. Da, cam asta este. Din păcate, imaginea aceasta reprezintă un fel de emblemă pentru foarte multe cursuri. Ca să vă spun așa câteva cuvinte despre bazele școlii noastre, putem spune tradiționale, pentru că acum apar foarte multe sisteme moderne, pe alte principii. Bazele acestei școli sunt, practic au fost puse atunci când a apărut Revoluția Industrială, când era nevoie de foarte multă forță de muncă în fabrici, în uzine, pe câmpuri, forță de muncă care să efectueze mișcări automatizate, care să nu pună foarte multe întrebări, să execute sarcinile fără să discute, să nu gândească prea mult practic și să fie foarte, foarte obedientă. Nu ca într-o fabrică. Și dacă ne gândim bine, cam așa arată și alcătuirea școlii astăzi. Stau copiii frumos în băncuțe, totul este standardizat. Dacă vor să pună o întrebare, ridică mâna. Atunci când se aude clopoțelul ca la fabrică și au pauză și totul este așa, standardizat. Există note, există calificative, există frica aceasta de autoritate și informațiile sunt efectiv livrate din partea profesorului. Profesorul devenind practic elementul activ, iar elevul sau studentul, dar există mai mult elevul, fiind mai mult un element pasiv. Chiar se spunea că mintea copiilor este ca un fel de tabula rasa, este goală și trebuie umplută cu informații, că de fapt ei nu știu foarte multe lucruri și au nevoie de noi pentru a le da tot timpul ideile și, practic, pentru a le descrie viața fără să-i întrebăm și pe ei, fără să-i implicăm și pe ei în proces. Ceea ce, bineînțeles, putem cu toții în această seară conclude că nu funcționează, toți ne aducem aminte, știm ce înseamnă și ce vedem în această imagine, știm ce înseamnă și pentru copii, faptul că trebuie să stea și să achiziționeze mecanic informații care, de fapt, nu înseamnă nimic pentru ei.
Asta este însă problema, nu? Dacă stăm să ne uităm așa la copii, mă uit la nepoțica mea, iar aproape 3 ani, și este absolut încântată de lume. Vrea să cunoască cât mai multe lucruri, să știe, pune tot timpul întrebări. De ce? De ce? Nu există momente în care să spunem că vai, e leneșă sau trebuie să facă ceva și nu face. Din contră, își dorește să ajute, își dorește să facă. Și adevărul este că aceasta este natura firii umane, nu? Noi ne-am născut să învățăm, să evoluăm, să descoperim lumea, viața să fie așa ca o aventură. Pe parcurs însă lucrurile se schimbă și despre asta vom vorbi în această seară, despre ce înseamnă învățarea, cum o putem optimiza, cum îi putem motiva pe copii și cum ne putem ajuta și pe noi ca adulți, pentru că, într-un fel, și noi simțim efectele educației acestea standardizate și tradiționale. Și aș vrea să încep prin a discuta puțin despre creier. Eu nu sunt doctor, nu sunt nici neurocercetător, dar sunt psiholog și am fost întotdeauna pasionată de cum funcționează toate instanțele ființei umane, nu doar mintea fără reprezentarea ei fiziologică. Și iată ce am aflat despre creier. Bineînțeles, într-un mod foarte simplist, pentru că despre creier nimeni nu poate spune, cel puțin până acum, că știm efectiv totul. Este cel mai fantastic, cel mai sofisticat lucru. Nu a putut fi reprodus, inteligența artificială nici măcar nu se apropie de capacitatea creierului uman, așa că, doar așa, în speță, ce știm concret? Știm că există trei părți, trei sisteme în creier. Există trunchiul cerebral, aici, dacă vă imaginați că creierul nostru este mâna, și cred că vă cel mai bine vă arăt așa. Dacă țineți puțin mâna așa, să spunem, luați mâna stângă și țineți-o așa, imaginați-vă că aici avem trunchiul cerebral. Zona aceasta se ocupă de funcțiile de bază, procesele de bază, pentru care noi nu trebuie să ne concentrăm foarte mult și în care nu investim foarte multă energie, pentru că ele sunt automatizate, respirația, digestia. Zona de aici, dacă deschid mâna, veți vedea, zona aceasta se numește sistemul limbic. Aceasta este o zonă legată foarte puternic de emoții. Este zona socială, este ce avem în comun cu toate mamiferele, este ce ne permite să ne atașăm de părinți, de profesori, de comunitate, ce ne permite să legăm prietenii și să, practic, să investim emoțional viața. Iar de aici, unde vedeți degetul meu mare, aici se află o structură, de fapt, o structură formată din două părți, amigdala, ne vom referi folosind singularul, care se ocupă cu gestionarea pericolelor. Această structură este cea care pornește sistemul luptă-fugi sau, în fine, îngheț, există și varianta aceasta. Atunci când avem un pericol, ea se activează și, practic, transmite impulsul, iar noi ne asumăm cea mai eficientă strategie pentru noi în acel moment. Fie luptăm, și când spun luptă, nu mă refer efectiv la luptă propriu-zis, ci poate fi și un fel de atac verbal, spre exemplu, sau fugi, și când spun fugi din nou, nu mă refer la efectiv la fugit, ci poate fi un mecanism de retragere, spre exemplu, putem părăsi o situație și aceasta tot în acest instinct intră, sau îngheț, atunci când dintr-o dată ne disociem de emoțiile noastre, înghețăm și nu mai suntem implicați. Și poate ați văzut copii care stau și privesc așa în gol sau dintr-o dată nu mai sunt atenți. Sunt foarte mari șanse ca sistemul lor să fie interpretat situația în care se află ca fiind una dureroasă, periculoasă și atunci ei să fie intrat în această stare de disociere, de rupere de realitate și de ce se întâmplă. Așa, aceasta este zona limbică, aici este amigdala, care este foarte importantă, vom reveni asupra ei puțin mai încolo. Iar dacă închideți puțin așa, veți vedea toată zona asta reprezintă neocortexul. Aceasta este cea mai nouă și mai evoluată parte din creier. Este ce ne diferențiază pe noi de toate celelalte specii și mai ales zona aceasta de aici, unde am cele două degete. Veți vedea, această zonă este cortexul prefrontal. Cortexul prefrontal se ocupă de cele mai șmechere și mai inteligente lucruri din creierul nostru. Limbaj, empatie, gândire abstractă, abilitatea de a vedea în viitor, de a face o previziune,
abilitatea de a te pune în locul celuilalt și foarte, foarte multe alte funcții foarte importante. Cortexul prefrontal, de asemenea, este cel care dispune extragerea unor informații. Spre exemplu, atunci când vreau să ne amintim de ceva, el va da comanda și va extrage informațiile. Deci foarte, foarte importantă. Acum, ce vreau să vă arăt, dar cred că mai greu pare tot așa, este că noi ne naștem cu acest creier complet dezvoltat, 100%. Când se nasc copiii, au aceste două zone, zona aceasta, trunchiului cerebral și zona limbică, le-au mult mai dezvoltate decât au cortexul prefrontal sau neocortexul, care este în proces de dezvoltare și este, să zicem, complet dezvoltat până la 25 de ani, în jurul vârstei 25 de ani. Dar zonele acestea sunt mult mai bine dezvoltate, ceea ce înseamnă că, bineînțeles, atunci când se naște un bebeluș, nu trebuie să depună efort ca să respire, să aibă digestie, nu? Ci lucrurile acestea se întâmplă automat și au nevoie de emoții, au nevoie de acest sistem foarte puternic pentru că ei altfel nu ar putea să supraviețuiască. Bebelușii au nevoie de grijă a părinților, de grijă celor care îi hrănesc, îi schimbă, le oferă iubire, afecțiune și atunci sistemul acesta emoțional este foarte bine dezvoltat, este complet dezvoltat, însă de aceea veți vedea copiii au emoțiile foarte intense. Și de foarte multe ori noi le vorbim de la nivelul acesta, cortexului prefrontal, și le spunem, măi copilule, dar vorbim altă limbă, dar chiar nu ne înțelegem. Răspunsul e da, chiar vorbim altă limbă și chiar nu ne înțelegem pentru că ei vorbesc de aici, din emoție, și noi vorbim de aici, într-o zonă mai rațională și calmă. Și de aceea e important să știm diferențele între aceste sisteme și cu atât mai mult cu cât în momentul în care noi îi trimitem la școală și ei sunt obligați să stea în bănci și să achiziționeze informații într-un mediu care nu are nicio valoare emoțională pentru ei, deși ei sunt tributari emoțiilor într-o mare, mare măsură, le spunem că trebuie să fie atenți, că trebuie să scrie, să citească, să învețe, dar toate acestea sunt funcții ale cortexului prefrontal, care nu este complet dezvoltat. Și atunci e bine să știm cum să ne ajustăm așteptările și cum să implementăm o strategie astfel încât învățarea să fie un proces viu, organic pentru ei, nu ceva sintetic, nu ceva superficial, nu ceva care să încerce să reproducă abilitățile noastre de adult, pentru că nu vom reuși niciodată așa. Și de aceea, iată câteva lucruri foarte importante pentru educație. În primul rând, stresul și frica, care, din păcate, sunt o parte foarte mare în sistemul de învățare, sunt ca un fel de criptonită pentru învățare, pentru reținerea de informații, pentru că în momentul în care amigdala se activează, și așa cum v-am spus, amigdala se activează la frică, la stres, atunci când suntem într-o situație de pericol, se produce lucrul acesta. Lucrul acesta se numește deturnare emoțională. Se taie fluxul de electricitate, de sânge, de oxigen către cortexul prefrontal pentru că amigdala preia controlul. Și de aceea, atunci când un copil se teme, când se simte amenințat, poate de o notă, poate de consecințele unei note sau de o vorbă, poate, care nu a fost potrivită, ei devin deturnați emoțional și nu mai au abilitatea de a raționa. De aceea, nu știu dacă vi s-a întâmplat, mie sigur mi s-a întâmplat în momentul în care am fost ridicată în picioare, m-am temut pentru că, în fine, era o atmosferă destul de apăsătoare la ora respectivă, mi-a fost frică, deși învățasem și, credeți-mă, învățasem cuvânt cu cuvânt. Lecția nu mi-a putut aduce aminte, cred că nici măcar 20%. Nici am învățat, bineînțeles, am luat o notă proastă și după, la următoarele lecții mi-a fost din ce în ce mai greu să mă concentrez și din ce în ce mai greu să obțin note bune, pentru că, într-un fel, creierul meu a asociat eșecul respectiv și durerea aceea emoțională, pentru că atunci când suntem stresați, creierul nostru secretă și cortizon, care e în hormona stresului, și dacă asociem o situație cu stres, mai ales copii fiind, neavând abilitatea de a raționa foarte bine, atunci vom căuta clar să evităm acele situații sau nu vom folosi potențialul nostru la
la adevărată evaluare. Așa că gândiți-vă puțin acum la un moment în care poate ați știut, v-ați pregătit pentru lecție, dar ați avut emoții atunci când ați fost ridicați în picioare sau poate ați avut ocazie de a vorbi în public și dintr-o dată tot ce știați a dispărut sau ați început să vă bâlbâiți sau să transpirați foarte, foarte mult și dintr-o dată parcă tot elanul a dispărut. Dacă ați trecut prin aceste situații, e perfect normal. Și partea bună este că putem recalibra relația noastră cu învățarea și cu aceste instanțe, însă este nevoie de a înțelege cum funcționează cu adevărat mintea și cum învățăm noi cu adevărat și revenim la acest slide. Pentru noi contează foarte mult emoțiile, chiar și pentru noi ca adulți, cu un cortex prefrontal 100% dezvoltat, emoțiile sunt foarte importante și noi putem fi deturnați emoțional oricând, depinde cât de odihniți suntem, depinde cât de antrenat este cortexul nostru prefrontal, pentru că nu toată lumea îl are la fel de bine antrenat. Depinde de foarte multe lucruri, de intensitatea lucrului care ne deturnează. Dar ceea ce e important de reținut este că așa cum această deturnare ne poate aduce dezavantaje, emoțiile ne pot aduce și beneficii, pentru că noi învățăm atunci când ne place ceva, atunci când avem emoții pozitive, atunci când lucrul pe care îl învățăm are însemnătate emoțională pentru noi. Și, în continuare, ca să adâncesc și mai mult această idee, pentru a învăța cu adevărat, pentru a achiziționa informații, e nevoie să trecem prin mai multe stadii. Prin stadiul de achiziție, spre exemplu, noi la Shakespeare School, atunci când predăm ceva nou, avem stadiul acesta de achiziție în care prezentăm vocabularul sau structurile de gramatică, le discutăm, îi ajutăm pe copii să facă ei singuri deducțiile logice, adică nu doar le prezentăm și asta este, eu vă zic, voi ziceți după mine și asta e, nu. Îi ajutăm și pe ei să fie implicați în proces. Apoi, avem o sesiune de consolidare, pentru că doar să prezinți informația nu este suficient, chiar nu este. Nu este suficient nici pentru noi ca adulți, dar nici pentru copii. După sesiunea de consolidare, este nevoie să mai treacă puțin timp și să mai avem o sesiune în care, practic, intrăm în recuperarea informației, adică un fel de amintire, de reamintire. Și în felul acesta, ei au ocazia să treacă informațiile din memoria pe termen scurt în memoria pe termen lung. Dacă asociem și puțină emoție, ceva drăguț, ceva care să însemne pentru ei, ceva plăcut, atunci cu siguranță există foarte un randament destul de bun. Eu mi-aduc aminte, în gimnaziu am avut o profesoară de engleză fantastică, care făcea tot timpul lecțiile foarte distractive și aveam ore de vizionare, am lor filmulețe, discutam, am avut serbări, am avut tot felul de competiții, de joculețe, adică nicio oră nu era plictisitoare, nu exista nicio oră în care noi doar să stăm în bancă și să tăcem din gură și să vorbească și noi să scriem, să traducem sau ceva de genul acesta. Și ce mi se pare fantastic este că țin minte atât de multe lucruri de atunci, inclusiv, poate vi se va părea amuzant, mie sigur mi se pare amuzant, inclusiv haka. Ritualul Haka în Maori, te țin minte, pentru că aveam o oră pe săptămână, era dedicată culturilor de pe pământ și într-una dintre aceste ore am discutat și despre Noua Zeelandă și cultura Haka și ca un experiment ne-a rugat să învățăm în Maori Haka și apoi să facem dansul în clasă și apoi să discutăm în engleză. Dar ce este interesant este că eu am reținut și acum, deci am 35 de ani, lucrurile acestea s-a întâmplat în clasa 6-a. Eu încă știu haka, o știu cu tot, cu accent, cu dansul, în fine, poate nu știu chiar cu tot, dar ideea este că atât de distractiv a fost și atât de mult a însemnat pentru noi ora aceea și orele acelea, încât am ținut minte foarte multe informații pe care altfel, nu știu, creierul poate le-ar fi considerat nefolositoare. Aceasta este puterea emoției, pe care este foarte important să o exploatăm, să o folosim în educație și fără de care, din păcate, rezultatele sunt destul de scăzute.
Așa, și referitor la lucrul acesta, că tot v-am povestit cu HACA, e foarte important ca ai noștri copii să facă parte din procesul de învățare, să fie un element activ. Dacă ei sunt implicați, dacă îi învățăm să-și folosească gândirea critică, în loc să le spunem direct ce trebuie să învețe, îi lăsăm pe ei să inducă și să deducă ce informații au de completat. Spre exemplu, noi când predăm gramatica, le dăm. Nu scrie pe tablă și trebuie să copieze, nu. Le dăm fișe din care lipsesc anumite informații, astfel încât ei lucrează și în echipă, pentru că învățarea are o componentă socială foarte puternică, și reușesc să își aducă din memorie, din anii trecuți sau din ce au înțeles ei până acum, cuvintele sau conceptele care lipsesc, astfel încât la sfârșit ei să aibă imaginea de ansamblu. Acum, dacă la lucrul acesta mai adăugăm și ocazia ca ei să poată explica ce au învățat colegilor, atunci studiile arată că retenția este cu 90% mai bună. Dacă ei au și ocazia să explice, pentru că doar să înțelegi un lucru nu înseamnă că l-ai și învățat. Dacă îți pare așa familiar și cunoscut, ok, dar asta nu înseamnă că îl poți și explica. Dar dacă poți să-l explici și ai și ocazia să explici cuiva ce ai învățat, atunci garantat lucrul acela rămâne cu tine pentru mult timp. Și noi chiar avem sesiuni dintre acestea în care copiii își explică între ei sau sunt teacher for a day și explică ei anumite chestiuni și ceilalți copii pun întrebări. Este foarte distractiv, vă dați seama, le place foarte mult să fie profesori și să aibă și putere, puțină putere și puțină implicare în procesul acesta. Și acesta este un lucru pe care vi-l recomand și dumneavoastră acasă, atunci când doriți să-i ajutați pe copii să învețe un anumit lucru, asigurați-vă că au ocazia să repete de mai multe ori, în contexte diferite, că le puneți întrebări din locuri diferite ale lecției, astfel încât ei să nu învețe liniar. Pentru că dacă învață totul ca pe o poezie, în momentul în care a uitat un element, s-a dus totul. Dar așa, dacă extrageți informații din diferite locuri, ea se sedimentează și mai bine. Și la sfârșit, dați-le ocazia să fie profesorii dumneavoastră. Spuneți-ne, hai, explică-mi și mie cum e cu treaba asta. Și veți vedea că, în primul rând, îi se aprinde așa ochișorii pentru că au ocazia să explice și își doresc foarte mult să facă și ei, să fie parte din ceva, să-și poată folosi puterea personală, pe de-o parte, și apoi, în momentul în care explică, își lămuresc și ei mult mai bine, se fixează noțiunile și învățarea este într-adevăr de succes. Un alt element foarte, foarte important în educație, esențial, este acela de motivație. Așa, motivația intrinsecă. Pentru că există și motivație extrinsecă, aceea în care copiii învață pentru că primesc o anumită notă sau învață pentru că le este frică să nu primească o anumită notă sau le este frică să nu fie comparați cu alți copii. În fine, acele elemente sunt destul de negative, chiar sunt. Și studiile arată că nici nu sunt foarte, foarte benefice și nu au randament. Însă, atunci când copiii își doresc să învețe, și v-am spus la început că ei chiar își doresc să învețe, își doresc să exploreze lucruri, dar își doresc să învețe lucruri care le plac, care sunt interesante, care le aduc un beneficiu. Și un lucru foarte important, își mai doresc să învețe lucruri pentru care au fost lăudați. În momentul în care ei primesc un feedback pozitiv, sunt lăudați. Bravo, uite, ai făcut așa de bine asta, wow! Sau ce bine că ai folosit linking words, pe exemplu, atunci când scrii un eseu. Sau, wow, se vede că ai muncit foarte mult și chiar ai căutat cuvintele astea în dicționar și chiar sunt impresionată de lucrul acesta. În momentul acela, în corpul lor se secretă un neurotransmițător, un hormon foarte important pentru motivație, dopamină. Momentul în care dopamina de obicei se secretă atunci când mai mult pentru situații care ne aduc beneficii din acestea de supraviețuire, pentru mâncare, pentru lucruri de plăcere, de, știu, relaxare, dar partea bună este că poate fi folosită și în context educațional, dar am nevoie de acest feedback pozitiv, pentru că lauda, bineînțeles, fondată, nu zic acum să-i mințim pe copii și să le spunem că au făcut cine știe ce, dacă nu e cazul, dar întotdeauna, sunt sigură că întotdeauna găsim lucruri pentru care să-i lăudăm și pentru care să-i felicităm și să-i încurajăm. Și în momentul acela, secretând dopamină,
prind energie, îmi se simt bine și atunci spun, da, wow, dar chiar așa, așa este. Da, uite, chiar mi-a plăcut, am folosit linking words, data viitoare o să mai folosesc, pentru că data viitoare creierul meu știe că va primi și mai multă dopamină dacă face lucrurile acestea. Un fel de condiționare, da, pozitivă. Și de aceea este foarte important să avem și aceste două aspecte, să învățăm pe copii să învețe nu pentru note, ci pentru proces, pentru ce au făcut bine, să-i felicităm pentru proces, uite ce frumos ai lucrat, bravo, versus ai luat 10, bravo. Ai luat 10, bravo, condiționează mintea să primească dopamină, să primească validare doar când se repetă 10-le. Dar să fim serioși, 10 pe linie, nu știu dacă este chiar posibil și nu știu dacă merită atât de mult efort. În fine, sunt multe lucruri de discutat aici. Însă, dacă lăudăm un copil, bravo că ai lucrat, bravo că te-ai străduit, bravo că ai făcut lucrul ăsta, adică punem focus pe proces și nu pe rezultatul final, atunci copiii sunt mult mai înclinați să se implice, să aloce și mai multe resurse, să se simtă bine că lucrează, nu? Pentru că de multe ori le spunem, băi, să iei 10, să iei 10, să fie totul bine, dar nu învățăm cum să ajungă acolo, nu învățăm să aibă disciplină, să aibă răbdare, nu învățăm să accepte greșelile, să se folosească de ele, pentru că sunt ceva firesc, nu? Și de aceea lucrurile acestea sunt foarte importante, ținut în minte. Așadar, ca să fac o mică concluzie a tot ce am spus până acum, învățăm bine când ne place ce facem, când sistemul nostru limbic este antrenat, da? Altfel, dacă ce învățăm nu are însemnătate pentru noi, pot să vă spun de foarte multe ori am învățat foarte multe lecții pe care le-am uitat pe a doua zi, nu mai știam nimic. Le-am învățat pentru că știam că voi fi ascultată, știam că am nevoie de o notă, am învățat foarte bine, am spus totul ca pe o poezie, am scos complet din memorie lucrurile acestea și lecția pe termen lung din asemenea situație nu este una foarte pozitivă, nu? Noi vrem să-i ajutăm pe copii să-și dorească să învețe toată viața, să se dezvolte, să aibă încredere în propriile lor forțe, nu să învețe niște lucruri pe de rost și apoi le uite și mai mult să asocieze învățatul cu stres, cu alocare de resurse, dar fără un rezultat final, pentru că să fim serioși, un 10 la geografie în clasa 7, când am învățat eu toate lacurile, nu știu de unde, nu m-a ajutat așa de mult cum m-a ajutat, de exemplu, faptul că am participat la orele acelea foarte drăguțe, în care efectiv eram încurajați să găsim ce ne place, să ne implicăm, eram validați pentru lucrurile acelea, învățam lucruri interesante și exista și o relație foarte personală între noi și profesor. Deci există o foarte mare diferență între aceste două abordări, doar să aveți lucrurile acestea în vedere. Așa, un alt lucru important este ca lucrul pe care vrem să-l învățăm sau acțiunea pe care dorim să o facem să fie potrivită resurselor noastre. E foarte important, pentru că dacă provocarea este prea ridicată, din start sistemul nostru va secreta cortizon, se va simți stresat și atunci, ca să evite durerea, să evite orice stres, mai bine spunea, păi mai bine amân, mai bine nu mai fac, mă eschivez cumva și iată cum apare procrastinarea, care de fapt e un fel de mecanism de autoprotejare, da? Pentru că procrastinăm atunci când fie nu credem că suntem în stare să facem un lucru, poate suntem, poate nu suntem, nu contează, dar noi credem că nu suntem în stare, fie avem impresia că rezultatul pe care noi îl vom obține nu va fi perfect. Pentru că știți cum e, noi suntem obișnuiți să fim perfect, să facem totul perfect. Și dacă noi știm din start că nu vom reuși să facem lucruri perfect și nu am fost învățați să luăm lucruri pas cu pas, să acceptăm greșelile, să punem în valoare pe proces, atunci cel mai probabil mintea noastră va avea tendința de a amâna acțiunea respectivă, pentru că ne stresează în acest stres. Un alt lucru important este să primim încurajări și susținere. Așa cum am spus, este foarte, foarte important, mai ales pentru copii. Noi suntem ființe sociale, copiii sunt și mai dependenți de susținerea persoanelor dragi și persoanelor cu autoritate din viețile lor. Așa că niciodată să nu considerați că se descurcă și e foarte bine și așa, pentru că îi putem ajuta foarte, foarte mult. Și aportul nostru în viețile lor e foarte important.
Și acum am spus, e important să punem accent pe proces și nu pe rezultatul final, pentru că, până la urmă, procesul ne duce acolo, nu? Ca să ne putem bucura de ceva, e important să ne antrenăm și reziliența, să ne antrenăm și ambiția și disciplina și toate aceste lucruri, care poate pot părea mai puțin plăcute la început, pentru că reprezintă muncă, dar cu susținerea potrivită și în contextul potrivit, ele pot deveni foarte plăcute, dacă reprezintă o provocare potrivită. Un alt lucru important este să punem accent pe progres și nu pe perfecțiune. Perfecțiunea oricum nu există. Nu există. Încercați, e foarte important. Această gândire perfecționistă, absolutistă, este o distorsiune cognitivă, o eroare de gândire foarte frecventă, mai ales la noi românii, o recunoaștem cu toții, ne dorim ca totul să fie perfect și noi să facem ceva 100% bine și lucrul ăsta nu se întâmplă, nu e natural, nu e firesc. Noi învățăm printr-un fel de trial and error, adică pas cu pas, din mai aproape în aproape. Așa învățăm să mergem, așa învățăm să vorbim, așa învățăm și să mâncăm, nu? Când dacă vă faceți aminte cum mănâncă cu copiii, la început țin lingurița așa, apoi o țin așa, apoi mai așa și învață. Greșeala este ceva foarte, foarte sănătos și foarte benefic și e foarte important să învățăm pe copii că atunci când fac o greșeală, aceasta reprezintă o ocazie minunată ca ei să învețe acel lucru. Pentru că acum înțeleg versus dacă nu ar fi făcut greșeala, poate, în fine, știți cum e, cine nu muncește, nu greșește. Nu există niciun proces care să nu aibă greșeli. Și faptul că noi ne stresăm atât de mult când trecem prin greșeli, prin lucruri care nu ne ies 100% bine, din păcate îl transmitem și copiilor și atunci se feresc să mai încerce lucruri, se feresc de anumite lucruri pentru că știu că vor face greșeli. Nu este nicio problemă. Învățați-i să învețe din greșeli, să le aprecieze, să le dea o semnificație, să le transforme în ocazii de învățare. Și vă garantez că vor avea foarte mult succes în felul acesta. E foarte important de asemenea să avem pauze. Studiile arată că noi nu ne putem concentra mai mult de, nu știu, 23-25 de minute pe un lucru, pe care e bine să luăm o mică pauză. Dacă se poate ca în acea pauză să ne și mișcăm puțin, mai ales în contextul acesta în care am stat foarte mult jos în ultimele luni, acum cu totul online, e foarte important. În engleză ele se numesc brain breaks și sunt foarte importante pentru că dau ocazia creierului să se liniștească, să-și împrospăteze rezervele de energie și în felul acesta să-și întărească din nou atenția. Altfel ne putem concentra, dar concentrarea noastră nu mai este la 100%. Da. Așa cum am spus, îi putem învăța pe copii să explice ce au învățat și să rețină mult mai bine, v-am spus, peste 90% randament mai bun dacă putem chiar explica ce am învățat. Și două elemente foarte importante pentru a învăța, să ne concentrăm atenția, pentru că învățarea are nevoie de atenție, are nevoie de zona aceasta, cortexului prefrontal care se ocupă cu atenție și să învățăm să ne gestionăm emoțiile. Din nou, tot zona aceasta, cortexul prefrontal, care se ocupă cu reglarea emoțională. De ce? De ce oare credeți că e important să ne concentrăm atenția, dar și să ne gestionăm emoțiile? Păi pentru că dacă nu suntem atenți, nu suntem prezenți, nu suntem prezenți, pierdem ocazii de a învăța, nu ne putem folosi creierul. Și dacă nu ne gestionăm emoțiile, atunci eu, așa cum, dacă vă aduceți aminte când m-am povestit, se produce această deturnare emoțională, fluxul de sânge, electricitate și oxigen către cortexul prefrontal, cel care se ocupă cu partea cea mai deșteaptă a creierului, cel care se ocupă cu învățarea, nu mai ajunge aici, totul se ține aici în zona asta emoțională și atunci nu putem învăța. Da. De aceea este foarte important să găsim o modalitate de a ne antrena atenția și concentrarea și de a ne gestiona emoțiile. Și iată că aici intră mindfulness, ce vă propunem noi. Definiția dată de Dr. John Kabat-Zinn, care este părintele practicii de mindfulness moderne, este aceasta. Mindfulness este starea de conștiință care apare atunci când îți îndrepți atenția în mod voit asupra momentului prezent, fără să judeci experiențele care apar. Altfel spus, mindfulness reprezintă starea de prezență
Da? Atunci când ești conștient și ești atent la ce se întâmplă atât în interiorul tău, în lumea ta interioară, cât și în exteriorul tău. Ești ancorat în prezent, ești liniștit, ești calm, ești concentrat, ești în echilibru. Da. Și ca să vă spun așa, cum a apărut mindfulness prin anii 70, acest doctor, John Kabat-Zinn, lucra cu pacienți care aveau dureri cronice. Și încerca să găsească o modalitate de a-i ajuta să aibă o calitate mai bună a vieții. Pentru că, în fine, medicația nu-i putea ajuta foarte mult și el, practicând, fiind un practicant de exerciții budiste, de concentrare atenției, s-a gândit să creeze un protocol de asemenea exerciții luate din practica budistă, dar din care să nu mai existe nicio componentă spirituală. Deci mindfulness poate avea legătură, dar cel la care ne referim nu are nicio legătură cu nicio religie, cu spiritualitatea, niciun fel, și să folosească acest protocol de exerciții pentru a învăța pe oameni să-și controleze mintea mai bine, să gestioneze ce simt, să aibă practic o calitate mai bună a vieții. Și rezultatele au fost destul de bune, foarte bune. Au fost studii care au arătat că chiar după un program de 8 săptămâni, pacienții aveau rezultate foarte, foarte bune și calitatea vieților, într-adevăr, crescuse. Așa că apoi, mindfulness a intrat și în psihologie, în psihoterapie, de fapt, și a apărut curentul de mindfulness-based cognitive therapy. Terapie cognitiv-comportamentală bazată pe practici de mindfulness. Adică, pe lângă tot ce reprezintă terapia cognitiv-comportamentală, s-au introdus și exerciții de mindfulness cu focus pe a trăi în prezent, a-ți da seama ce simți, a-ți analiza emoțiile, a-ți simți corpul și, din nou, rezultatele au fost foarte bune, așa încât următorul pas firesc a fost ca mindfulness să intre și în educație. Și iată că acum în foarte multe școli, din foarte multe țări, mindfulness chiar a pătruns în educație și a făcut lucrul acesta cu foarte mult succes. Vreau chiar să vă arăt două articole. Primul acesta este un articol din 2019 despre cum în Anglia, în peste 370 de școli, mindfulness și meditațiile. Meditațiile, practic, când spunem meditații, ne referim la exerciții de control, de concentrare atenției și cum acestea au devenit chiar o parte din curriculum. Și iată încă un alt articol, din nou, în care mindfulness devine, practic, o materie la școală, dacă putem să-i spunem așa. Și iată de ce. În momentul în care oamenii fac aceste exerciții de concentrare atenției, s-a demonstrat, s-au făcut studii și remeneuri care au arătat că crește densitatea materiei cenușii din cortexul prefrontal, această zonă de care vă aduceți aminte, care se ocupa cu atenție, cu limbaj, cu gândire abstractă, cu logică, cu raționarea, cu raționamente și așa mai departe, ceea ce înseamnă că aceste exerciții, practic, duc la o mai bună concentrare, sporesc atenția, îmbunătățesc memoria, ajută la reglarea emoțiilor și, bineînțeles, la autocunoaștere. Cu cât acest cortex prefrontal este mai puternic, cât mai tare, cu atât noi avem acces la aceste funcții. Lucrurile acestea duc, bineînțeles, la o reducere a anxietății, reducerea stresului, îmbunătățirea abilităților academice, nu? Pentru că dacă ne putem concentra mai bine și ne gestionăm emoțiile, clar avem un randament mai bun, îmbunătățirea abilităților socioemoționale, creșterea stimei de sine și acestea sunt doar câteva, dar cu siguranță beneficiile sunt mult, mult mai multe. Așa, iată ce face mindfulness pentru copii. Există două mari beneficii. În primul rând, ajută să-și antreneze atenția, nu? Pentru că le spunem tot timpul copiilor, fii atent la ore, învață și tu asta mai bine, concentrează-te și tu, dar nu le spunem concret cum să facă lucrurile acestea și nouă ne e ușor să le spunem, pentru că noi avem o putere de concentrare mult mai mare. Cortexul nostru prefrontal este dezvoltat, nu? Al lor este în curs de dezvoltare și ceea ce pentru noi poate fi ușor, pentru ei de multe ori este o mare provocare. Și de asemenea ajută să-și gestioneze emoțiile și veți vedea imediat cum.
Dar acum aș vrea să luăm o mică pauză. Am vorbit foarte, foarte mult și vă spun sincer, simt și eu nevoia să fac un exercițiu de mindfulness și vă invit să facem un fel următor. Haideți să numărăm respirațiile. Deci, vom intra într-o poziție mindful, asta înseamnă cu spatele drept, corpul relaxat, da? Puteți închide ochii dacă doriți, eu așa voi face, pe mine mă ajută să mă concentrez mult mai bine atunci când reduc din stimul. Și vom număra respirațiile în felul următor. Când inspirăm, vom spune în mintea noastră 1, apoi când expirăm, vom spune 2, când inspirăm din nou, spunem 3, când expirăm din nou 4 și tot așa și haideți să ajungem la 6, da? Dacă vă zboară mintea și pierdeți șirul numărătorii, nu e nicio problemă. Întoarceți atenția și numărați în continuare sau porniți de la început cum vă este noastră mai comod, da? Doar să aveți în minte că se poate întâmpla și lucrul acesta, mai ales la această oră, când cortexul nostru prefrontal nu este chiar așa de bine energizat, încă a trecut printr-o zi în care și-a consumat energia. Dar haideți să începem acum și după aceea vom discuta puțin despre exercițiu, da? Deci numărăm respirațiile. Devenim foarte conștienți, închidem ochii și începem. Ok, eu am ajuns la 6. Așa, acum, chiar dacă nu ați numărat, măcar faptul că ați închis ochii și v-ați concentrat un pic pe respirație, deja a semnalat sistemului nervos să se liniștească. Noi avem două ramuri în sistemul nostru nervos. Avem sistemul nervos simpatic, acela care e activ, care se mobilizează atunci când avem de făcut ceva sau atunci când suntem sub amenințare, și parasimpatic, care se ocupă cu părțile mai relaxante, cu digestia, cu relaxarea, cu liniștea, cu odihna. De obicei, suntem foarte creativi atunci când suntem mai mult în activare parasimpatică. Exercițiile de mindfulness, pe lângă faptul că ne antrenează atenția foarte mult și veți vedea că ne ajută și să ne gestionăm emoțiile, ne ajută și să păstrăm un echilibru între această activare simpatică și parasimpatică, pentru că noi, de obicei, datorită stresului cotidian, suntem mai mult activați simpatic, nu? Primim mail-uri, avem deadline, ne-am activat un pic, avem puțin cortizol în sistem, gata, ok, trebuie să facem mai, ne activăm. Vedem știri, ne activăm, nu? Ne aducem aminte că trebuie să mai facem ceva, ne activăm. Și o ținem tot așa dintr-o activare, 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 fără să avem echilibrul acesta între starea activă și partea de odihnă. Iar exercițiile de mindfulness pot regla lucrul acesta. Și e destul de important, mai ales în contextul în care, cu tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, am stat destul de mult activați simpatic. Așa, dacă vreți, vă invit să scrieți în chat cum ați simțit exercițiul, cum a fost, ce ați observat. A fost foarte scurt. Dar așa, să spune, povestiți, descrieți experiența, cum a fost pentru dumneavoastră. Am înțeles, aveți cortizol cam mult. E firesc, e normal și partea cea mai tristă este că nu numai noi avem, și copiii au. Presiunea de la școală, spre exemplu, primesc o notă, deja se stresează, cât a luat colegul, ce vor spune părinții acasă, am de învățat atât de mult și de multe ori au de învățat foarte mult de pe o zi pe alta și lucruri complet nefirești pentru ei, da. Da. Ok. Ok, Maria spune, m-am relaxat. Ok. E minunat. E foarte bine. Avem nevoie și de asemenea, și de asemenea momente. În urma exercițiului m-am simțit mai relaxată. Ok. Ok.
alt lucru foarte important, să învățăm pe copii să se relaxeze, pentru că la școală nu va învăța nimeni să se relaxeze, ați văzut, ei trebuie să stea activați în băncuțe, să fie atenți și fără să se relaxeze, acumulează foarte multă tensiune în corp. Dacă faceți un exercițiu dintre acesta pe zi cu ei, dacă aveți o rutină dintre aceasta, îi ajuta și să se concentreze mai bine și să se relaxeze și cu siguranță îi ajutați să fie mai sănătoși pe toate planurile, nu doar în ceea ce privește educația. Nicoleta, spuneam, devenit conștientă de mine, de prezența mea. Cea mai puternică ancoră pentru a trăi în prezent este respirația noastră. Este întotdeauna available, ea este disponibilă, este gratuită, o avem tot timpul și este foarte, foarte utilă. Da, ok. Este incredibil că am avut ocazia să vă ascult, întrucât recent am început să studiez în interes personal acest segment. Foarte bine. Este foarte important să învățăm despre toate aceste lucruri. Este interesant de aprofundat pentru a ne regăsi și a ne ajuta copiii. Și este foarte important și lucrurile acestea, discuții despre cum funcționează mintea, despre cum funcționează creierul, despre cum funcționează ființa umană, dar ar trebui să fie materii la școală, ar trebui să se discute despre ele, ca să știm și noi cum funcționăm, cum să ne organizăm, cum să ne folosim resursele. Ne-ar scuti de foarte mult stres și ne-ar ajuta să ne găsim mai repede calea în viață. Așa, să continuăm după acest mic exercițiu concret, da? Cum influențează mindfulness gestionarea emoției? Ce reprezintă această gestionare a emoțiilor sau cum este ea denumită și reglare emoțională? Aceasta reprezintă abilitatea unui om de a cultiva stabilitate, da? Atunci când își poate înțelege emoțiile, înțelege ce simte, își dă seama ce simt ceilalți și poate să ia decizii înțelepte. Spre exemplu, sunt furioasă, da? Știți cum sunt copiii furioși câteodată când au momente de furie. Dacă noi reușim să conștientizăm, în momentul ăsta eu simt furie. Aha, ok, s-a întâmplat asta. Ia să văd. Hai să mă liniștesc puțin, da? Să analizez situația și după ce m-am liniștit să pot să iau o decizie care să mă ajute. Pentru că dacă acționăm direct din furie, lucrurile de obicei nu se rezolvă, ci se agravează. Iată cum arată schema, da? Fără această conștientizare, fără a fi conștient de emoții, avem un stimul, avem și reacție imediată. Și de cele mai multe reacții este una care ne dezavantajează. Dacă avem acest antrenament de a recunoaște emoțiile, de a le numi, dacă știm să respirăm un pic atunci când suntem agitați, atunci când am intrat în activarea aceasta a amigdalei, atunci când suntem furioși, atunci introducem ceva între stimul și reacție și reacția nu mai este reacție, ci este un răspuns. Le dăm ocazia copiilor să răspundă. Da? Le spunem, uite, când ești furios, cel mai bine ar fi să folosim propriul nostru exemplu personal, da? Da? Pentru că copiii întotdeauna vor învăța cel mai mult de la noi. De la noi ca părinți, de la noi ca profesori, dar mai mult de la noi ca părinți. Noi suntem primul model, ei așa învață prin modelare și veți vedea că le puteți spune de 1000 de ori un lucru. Vor face exact ce văd la dumneavoastră. Exact așa. Ei vor lua comportamentul, da? Nu mesajul neapărat. Pentru că asta este, acțiunile valorează foarte mult. Și atunci, dacă dumneavoastră vă dați seama că sunteți copleșiți de furie, nu știu, de frică, de anxietate, nu e nicio rușine, cu toții avem emoții, cu toții trăim în societatea aceasta foarte, foarte stresantă, iată o ocazie minunată pentru a învăța pe copii să gestioneze asemenea situații și putem spune, uite, eu în momentul ăsta sunt furios, m-am supărat pentru că s-a întâmplat cu tare lucru, mă voi liniști puțin. Cum știți dumneavoastră că funcționează un exercițiu de mindfulness? Nu știu, închideți ochii și respirați profund de câteva ori sau vă plimbați puțin sau beți puțină apă și numărați până la 10, ascultați muzică, orice funcționează pentru că suntem foarte diferiți și toți avem diferite mecanisme și după aceea voi analiza situația la calm, voi face o strategie, voi comunica asertiv, voi spune, uite, în situația asta mă simt așa, hai să găsim o soluție, da? Dacă faceți lucrul acesta
și copilul vede și înțelege, internalizează, vă garantez că sunt șanse foarte mari să internalizeze genul ăsta de comportament și în curând vor deveni mult mai în control, mult mai în control emoțiilor, mult mai în control vieții, mult mai în control propriilor resurse, nu? Și învață și să nu fie doborâți de momente stresante, pentru că noi nu avem cum să evităm asemenea dificultăți. Lucruri stresante și dificile se întâmplă, nu? Important este cum trecem peste ele, cum le gestionăm. Dacă ne lăsăm să ne arunce peste toți pereții, nu? Și să ne destabilizeze, sau dacă găsim în noi ancorele necesare pentru a ne liniști și apoi avem o strategie și putem răspunde. Foarte, foarte important pentru copii. Foarte important. În engleză chiar există în psihoterapie această expresie name it to tame it, adică numește emoția, pentru că în momentul în care ai numit, în momentul în care spui acum simt frică, acum simt furie, acum simt, nu știu, anxietate, cortexul prefrontal preia controlul și el se ocupă printre altele și cu reglarea emoțională și atunci ne liniștim și avem acces la mai multe resurse. Da? Altfel, dacă nu ne liniștim, deciziile nu le luăm de aici, din zona rațională, ci le luăm din zona noastră limbică, din zona emoțională, exact de acolo, exact de acolo. Și de obicei nu sunt cele mai deștepte decizii, pentru că zona aia nu gândește logic, gândește emoțional. De fapt, nici nu gândește, reacționează emoțional, da? Și e posibil, probabil că ați observat, ni s-a întâmplat tuturor, să regretăm după aceea, nu? Și lucrul ăsta se învață cu timpul, cu exercițiul. De aceea sunt foarte recunoscătoare că avem ocazia să răspândim această informație și să ajutăm și pe copiii noștri la școală să înțeleagă și să vedeți ce drăguț sunt în timpul orei când un copil se mai enervează, se mai supără și ceilalți să-i spun no, 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 be mindful, be mindful. Sunt așa de drăguț, sau când copiii chiar le spun părinților acasă, chiar mi-a spus o mămică, știi că mie mi-a spus al meu să fiu mindful când m-am enervat așa puțin și mi-a spus mami, mindful. Sau să stau în poziția mindful când nu aveam spatele drept. Foarte, foarte drăguț, mi se pare minunat. Iată că tot am vorbit, cum îmbrățișăm noi o educație mindful la Shakespeare School. Avem activități formale, adică exerciții standard de respirație, de ascultat, ne scanăm corpul și multe alte exerciții și informale pe care le puteți face și dumneavoastră acasă și chiar vă rog să le dați o șansă, sunt incredibil de folositoare. Spre exemplu, puteți face o activitate de mindful walking, adică să mergeți lent și conștient, să conștientizați cum se așează presiunea pe picior, pe altul, cu copiii. În clasă, când făceam în clasă, le-a plăcut foarte mult genul ăsta de exerciții sau mindful seeing, atunci când ne uităm prin cameră și le dați ca sarcină să găsească două lucruri pe care nu le-au observat până acum, da? Nu știu, o floricică nouă în glastră sau că e o șosetică undeva pusă sau o jucărică undeva și nu e la locul ei, ceva de genul acesta. Exercițiile de recunoștință sunt foarte importante, pentru că atunci când copiii simt recunoștință, creierul secretă și dopamină, da? Dacă țineți minte, v-am spus că acest neurotransmițător e foarte important în motivație, pe energie psihică să facem lucruri, dar și serotonină. Serotonina ne ajută să ne simțim calmi, liniștiți și să accesăm resursele potrivite în momente de stres. Da? Deci, practic, ne ajută să fim mult mai liniștiți când suntem stresați. Poate ați auzit, bine că ești recunoscător, ești recunoscător, foarte bine, dar știi, viața ta nu se schimbe. Da, se schimbă. Nu înseamnă că dispar greutățile, da? O să plutim pe un orișor roz dacă suntem recunoscători pentru fiecare lucru, dar vom avea mai multe resurse să facem față dificultăților și chiar avem nevoie, mai ales în perioada aceasta, când suntem cu toții foarte stresați, da? Exerciții, bineînțeles, de conștientizare a emoțiilor, pentru că ei nu pot să recunoască emoție dacă nu au un vocabular, dacă nu știu ce sunt emoțiile. Și apropo de asta, vă recomand filmul Inside Out, dacă poate l-ați văzut, sper că l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut, urmăriți-l, Inside Out, vă scrie în chat, în fine, vă scrie la sfârșit. Este foarte drăguț și explică, e o animație foarte drăguță care explică cum funcționează emoțiile și ajută pe copii să înțeleagă mult mai bine. Voi sări peste acest exercițiu pentru că sunt un pic în urmă și aș vrea să mai discutăm un pic despre învățare. Deci, ca să fac o mică recapitulare, ca să consolidăm, e important să
trecem prin aceste stadii. Achiziție, da? Expunem copilul la informație. Consolidarea, asta înseamnă că mai repetăm. De preferință, ideal ar fi, și chiar e foarte important, de fapt, ca această consolidare să fie peste o zi, peste două zile, peste ceva timp, pentru că în timpul somnului, informațiile din memoria pe termen scurt trec în memoria pe termen lung. Dacă nu dăm această ocazie creierului să înmagazineze, să trimite informația acolo unde trebuie ca ea să fie procesată în profunzime, atunci nu putem avea pretenția de la copii să învețe o poezie după ce au repetat-o o singură zi. O pot învăța, dar a doua zi e posibil să nu mai țină minte dacă nu o consolidează încă o dată. Și apoi să recapitulăm din nou, să le dăm ocazia să extragă acele informații din nou. Deci cât mai multă repetiție în contexte diferite și neapărat o investiție emoțională. Și aici, dumneavoastră ca părinți, probabil că veți spune bine și mă ocup eu să-l ajut pe copil să fie investit emoțional când facem lucruri acasă și la școală ce facem. Puteți trezi interesul în materiile de la școală, făcând tot felul de activități distractive referitoare la acele subiecte. Spre exemplu, la geografie. Puteți merge în drumeții sau puteți citi împreună cărți, puteți face proiecte împreună. Apoi, la istorie, puteți la fel merge la muzeuri, dar nu în sensul acela plictisitor în care doar să vedeți niște lucruri. Să transformați totul așa într-o joacă. Sau să faceți chiar mici competiții. Nu știu, puteți crea ca un fel de quiz. Noi avem foarte mare succes cu Kahoot și Quizlet. Copilor le place foarte mult, e așa un joculeț, se stimulează, este o provocare perfectă pentru ei și totul trebuie să fie așa distractiv și dinamic, relaxat. Și bineînțeles e important să găsim acele lucruri către care copiii au inclinație în mod natural. Pentru că dacă ei au inclinație către biologie, spre exemplu, și au note foarte bune la biologie, le place foarte mult, dar au, să zicem, o notă de 8 la matematică, în loc să-i stresăm și să-i spunem, mă, dar tu de ce nu ai 10, mă, la matematică? Trebuie să ai 10 la matematică. Învață mai mult la matematică. Le putem spune, ok, hai să vedem, îți place foarte mult biologia, hai să vedem cum facem mai departe cu asta. Ce vrei să înveți în plus? Cum te pot ajuta? Și referitor la matematică, ok, ai luat 8, apreciez că te-ai muncit până acum, chiar am văzut, te-ai străduit, hai să vedem cum putem face să iei un 9 data viitoare. Sau 8,50. Cum te pot ajuta? Și o luăm din aproape în aproape, da? Deci în loc să punem accent pe perfecțiune, pe acel 10, mai bine învățăm pe copii să cultive reziliență, să cultive disciplină, să învețe să ia lucrurile din aproape în aproape și să se bucure. Și data viitoare, când copilul ia un nou, neapărat e important să primească laudă și recompensă și să vadă că fiecare efort este răsplătit. Se secretă mai multă dopamină și iată capătă mai multe resurse pe care le poate folosi. Așadar, următoarele direcții foarte, foarte importante. Am primit un comentariu. Ok. Materialul, să știți că veți vedea prezentarea pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube. Deci veți vedea totul. Așa, competiția nu este relaxantă. Poate fi și să vă spun... vă spun cum poate fi. Noi la orele noastre, da, avem joculețe, avem competiții, ei se activează într-adevăr, sunt entuziasmați, dar noi din start spunem așa, nu contează cine câștigă, contează că noi ne distrăm și învățăm împreună. Și credeți-mă, funcționează. Poate prima și a doua oară unii vor spune, ba nu, contează, vreau să câștig. Dar dacă repetăm suficient de multe ori și toți ceilalți acceptă lucrul acesta și eu sunt fermă și sunt ca picătura chinezească, credeți-mă că eu știu ce e important, veți vedea că după ceva timp toată lumea va spune la sfârșit, deci eu tot timpul le spun acest lucru copiilor, la sfârșit, aha, so who's the winner? Cine a câștigat? Și toți, everybody! Și le spun, de ce? We had fun! Ne-am distrat! Așa este. De asemenea, le spun din start, dacă sunteți pregătiți și vă doriți să câștigați, trebuie să fiți și pregătiți să pierdeți, că asta este, face parte din proces, da? Și nu contează lucrul acesta. Și dacă mă văd pe mine că vorbesc serios și eu chiar cred în lucrurile acestea, și ei se vor modela după mine.
Și câteodată unii câștigă și se bucură că au câștigat, alteori n-au câștigat și atunci găsesc confort în această expresie. Nu-i nimic, ne-am jucat și ne-am distrat. Și exercând de mai multe ori, competiția devine relaxantă și foarte distractivă. Și lucrul acesta contează foarte, foarte mult. Și cred că mai aveți o întrebare. Cum împăcăm bine versus mai bine? Da, eu am o expresie în engleză. Progress, not perfection. Se înseamnă din ce în ce mai bine. Da? Întotdeauna ne interesează, dar nu perfecțiune. Deci nu există perfect. Întotdeauna ne concentrăm pe ce s-a făcut mai bine. Chiar dacă e ceva, nu știu, destul de mic. Faptul că a folosit un substantiv foarte drăguț și l-a căutat, zic, bravo, e mai bine, foarte bine, din ce în ce mai bine. Asta e viața, nu? Noi așa evoluăm, practic. Nu suntem niciunul dintre noi perfect și pe noi ne interesează să devenim din ce în ce mai buni. Dacă punem accent pe acest progres, și ei vor internaliza această credință. Ce ne facem cu evaluarea națională, care se bazează pe română și matematică? Păi așa, avem o discuție cu copilul și spunem, eu te susțin, te iubesc, știu cât de mult muncești și apreciez foarte mult lucrul ăsta. Hai să facem o strategie împreună, da? Împreună. Pentru că și tu ești cel care muncește, eu sunt aici ca să te susțin. Și hai să vedem ce note ai la română. Nu știu, să spunem că ai un 7. Ok, ai un 7. Hai să vedem ce putem face mai departe ca să iei o notă mai bună. Din ce în ce mai bună. Și o luăm așa, din aproape în aproape și îi susținem pe copii fără să punem presiune, fără să le spunem, aoleu, vine, vine evaluarea, vine, ce o să facem, unde o să intri, pentru că stresul acesta nu poate fi gestionat foarte bine de sistemele copiilor. Nu poate, abia e gestionat bine de noi, abia reușim noi să gestionăm stresul, dar minte ei, pentru ei e foarte dificil, e important să învățăm, să-și dorească ei să învețe, să fie din ce în ce mai buni, să învețe să fie disciplinați, muncitori, să nu se teamă de muncă, nu să se gândească, aoleu, am de învățat până mâine, e chin, e jale, n-am niciun chef, mai bine mă duc și mănânc ceva. Da? Stresul e o relație destul de delicată cu stresul și e important să jonglăm cu el, cu delicatețe, cu diplomație. Dar o strategie cu copiii întotdeauna funcționează, da? Hai să vedem, tu ești aici, unde ne dorim să fii până la sfârșitul semestrului, spre exemplu, aici. Bun, hai să vedem ce putem face. Ce poți face tu, ce pot face eu, cum te pot susține. Bucățele mici, da? Pentru că dacă le spunem, îi spunem unui copil, cum poți să iei 10 la aia? Posibil ca pentru el, neavând cortexul prefrontal foarte bine dezvoltat, că fiziologic nu este încă, e în curs de dezvoltare, e posibil ca copilul respectiv să spună, păi nu știu, nu știu să învăț, nu știu, dar nu știu cum să învăț, nu știu cum să fac și am nevoie de susținerea noastră, de calmul nostru, de entuziasmul nostru pentru învățare. De asemenea, atitudinea noastră este foarte importantă. Dacă noi le spunem, hai mă, odată învață, știu că e nasol, știu că e urât și eu mă duc la muncă, nici mie nu-mi place, nu-mi place nici mie, nu-ți place nici ție, hai totuși să învățăm. Vă dați seama că lecția pe care o învață copilul este că școala e un chin, munca e un chin. De ce să mă mai chinui dacă e oricum totul e un chin și nu-ți mai așteaptă nimic bun în viață. Mă uit la părinții mei, sunt stresați, sunt chinuiți, mă duc la școală, totul este dificil pentru mine, motivația dintr-o dată dispare și dispare din ce în ce mai mult. E important să mergem pe pozitiv, ca să-i motivăm pe copii, ca să-i motivăm din interiorul lor, da? Că așa din exterior, să spunem că putem obține și rezultate cu frică, cu stres, cu amenințări, cu recompense. Dar ele nu ajută pe termen lung, asta este. Nu vă doriți să aveți un copil care ajunge la locul de muncă să doarmă noaptea pe acolo, pe la birou, pentru că i s-a zis să muncească din ce în ce mai mult și el așa e învățat, nu? Să asculte de reguli, să nu gândească pentru el. Nu vă doriți un copil care nu poate găsi motivația interioară, ci întotdeauna caută validare din exterior. Niciun caz. Vă doriți un copil care să fie puternic, înțelept, echilibrat, care să știe să spună pot atât, pot mai mult, hai să văd cum pot să fac, sau acum mă odihnesc, da, pentru că am nevoie de lucrul ăsta și apoi voi continua mai departe. Astea sunt niște abilități foarte importante de viață. Foarte, foarte importante. Și gestionarea stresului e foarte, e o chestiune foarte dificilă. De aceea mindfulness-ul este foarte important, pentru că ei pot intra în contact cu cine sunt, cu ce pot ei să facă în momentul respectiv și pot spune atât pot acum, iată pot mai mult, ce simt acum, hai să văd,
hai să mă concentrez mai bine. Spre exemplu, înaintea unui examen, când au stres foarte mult, știu să fac niște exerciții, pac, le scot, le fac, asta e, mi-e un pic mai bine, poate nu o să-mi dispară 100% anxietatea, că e firesc, avem emoții, e cel mai firesc lucru. Dar important este să avem uneltele necesare pentru a gestiona aceste lucruri, da? Din ce în ce mai bine, nu perfect, că nu există. Așa, ceea ce învață trebuie înțeles, nu să învețe precum papagalul, exact, că nu țin minte și lecția pe care învață în viață este învățare în chin, trebuie să învăț niște chestii pe de rost și după aia asta este, dar nu învață pentru ei, nu se dezvoltă ei ca ființe. Îndreptarea unei note presupune a înțelege ce nu a înțeles. Exact, exact. Iar aici, eu nu sunt de acord cu pixul roșu, care corectează, taie și spânzură, corectarea la stânge, știți cum se spune, pentru că nu este benefică. E important să învățăm din greșeli, dar nu când greșelile vin cu o miză atât de mare. Da? Și e important întotdeauna să le spunem copilor ce au făcut bine. Uite, ai făcut bine asta, ai făcut bine asta, apreciez asta, să o faci și pe asta data viitoare. Hai să vedem cum poți să faci mai bine chestii de astea, da? E o diferență de la cer la pământ între abordarea aceasta și ai luat 7, ai greșit, ia, data viitoare să iei 10. Foarte mare diferența. Foarte, foarte mare. Da. Bine, dar și ca actor, nu-i doar învățare și acolo, trebuie să intri în pielea personajului. În fine, e și acolo destul de complexă situația. Așadar, puneți accent pe materiile și activitățile către care au înclinație naturală, pentru că acestea vor aduce bucuria și resursele și dopamina necesară ca să le susțină și pe celelalte, da? Dacă unui copil îi place biologia, lăsați-l să urmeze pasiunea asta. Sprijiniți-i, dați-i cât mai multe resurse, pentru că din acea bucurie, din acea energie, va sprijini și celelalte materii care poate nu sunt, nu-i aduc așa o mare bucurie, dar le va face pentru că va avea suficiente resurse. Versus dacă ne chinuim tot timpul numai cu lucrurile pe care nu știe să le facă, fără să-l sprijinim în ceea ce știe să facă bine. Evitați comparațiile. Noi suntem incredibil de diferiți. Foarte diferiți, nu doar fizic și în alcătuirea noastră, în arhitectura personalității noastre. Comparațiile nu aduc niciodată nimic bun, nu fac decât să scoată un om din propria lui viață și până la urmă ne pot pune chiar pe un drum greșit. Da. Important este să-i ajutăm pe copii să se cunoască pe sine, nu să se compare cu alții. Evitați criticile care nu sunt constructive, dar nu aș putea sublinia asta suficient, e foarte important. Încurajări cât mai multe, chiar contează. Educați copiii în privința rolului greșelilor, să înțeleagă că e normal. Toată lumea face greșeli și eu ca profesor și dumneavoastră ca părinți și e important să le spuneți, am greșit aici. Uite cum voi face ca să-mi îndrept greșeala și deja am învățat o lecție, ok, că nu o să mai greșească și sigur vor greși, că toți greșim, vor spune, ok, nu-i nimic, am văzut eu la tata sau am văzut eu la mama, nicio problemă, o să-mi refac, o să recunosc, o să refac, o să-mi îndrept greșeala, o să învăț mai bine data viitoare, nu? Versus ați fi frică de greșeli când, practic, a te teme de greșeli înseamnă că nu mai faci lucruri, îți pui niște opreliști pentru că orice lucru implică și greșeli, nu? Așa că singura soluție pentru a nu greși este a nu face nimic. Și noi nu ne dorim lucrul ăsta pentru copii. Așa, ajustați-vă așteptările și repetați informațiile importante, da? Gradual, învățați-i pe copii cum să învețe. Aduceți-le aminte că e nevoie din când în când să consolideze, să mai repete. Rugați-i să vă fie profesor și să vă explice lecțiile importante. Creați o rutină și un spațiu de învățare. Foarte important. Dacă ei învață într-o rână așa pe canapea și mai mult învață, ba se uită pe geam, nu își antrenează atenția, nu semnalează creierului acum învăț, acum sunt serios, da? E important să găsească o poziție în care ei să poată să fie calmi, liniștiți, concentrați, să fie un mediu plăcut, pentru că și asta contează, că le induce o stare pozitivă și dacă țineți minte, v-am spus la început că învățarea e strict legată de emoții, de cum ne simțim, da? Un colțișor drăguț, o rutină, contează foarte mult, noi învățăm foarte mult prin rutine. Cultivați o mentalitate de creștere, da? Acel growth mindset, adică pot mai mult, hai să văd cum pot să fac mai mult, am greșit, nu-i nimic, învăț din chestia asta versus mi-e frică, stau în bula mea liniștit, eu la asta mă pricep, asta fac, nu vreau să fac greșeli, nu o să reușesc niciodată să fac nimic mai mult,
Nu, învățăm că orice evoluție are nevoie de efort, efortul nu este chin, nu e nicio problemă, e doar o chestiune de strategie, da? Și pentru strategie puteți să-i ajutați dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, cultivați un stil de viață mindful. Asta înseamnă odihnă, neapărat, somn. Fără somn, fără cel puțin 7-8 ore de somn, chiar 8, nu puteți învăța ca lumea, nu există randament, memoria este afectată, avem nevoie de exerciții de antrenare a atenției, pentru că acum avem și aceste device-uri și tot felul de social media, apps care distrag atenția și ați văzut, se apucă copilul să scrie ceva, pac, primește notificări pe WhatsApp, pac, primește notificări pe Messenger, pac, primește pe Instagram și deja atenția s-a dus. Noi nu putem face mai multe lucruri în același timp. Multitasking-ul nu există. Nu există. Avem impresia că facem mai multe lucruri în același timp, dar nu. Nu facem decât să trecem focusul atenției de la un lucru la altul destul de repede, dar făcând lucrul acesta pierdem din calitate, din calitatea atenției. Și în momentul în care ne-am întors, unde eram, ok, să revin, nu. Deci, important este să-i ajutați să înțeleagă cât de puternică este atenția noastră atunci când este antrenată, e ca un mușchi, practic. Studiile au arătat că cu cât facem mai multe exerciții, cu cât atunci când suntem, nu știu, atenția ne este distrasă și ne întoarcem asupra task-ului, antrenăm și mai mult această atenție și să-i învățăm să-și înțeleagă și să-și metabolizeze cum trebuie, să-și gestioneze emoțiile, să le proceseze, să nu fugă de momente în care e frică, să înțeleagă de ce e frică, ce se ascunde, ce gând se ascunde în spatele acelei emoții, să înțeleagă ce înseamnă furia. Furia poate fi foarte folositoare, de altfel, poate fi mobilizatoare, dar e important ca ea să fie gestionată strategic. Și pentru aceasta un stil de viață mindful este foarte important și, dacă nu mă înșel, veți primi chiar un e-book împreună cu mail-ul de follow-up, veți primi un e-book cu câteva sugestii de activități de mindfulness. De asemenea, vă invit cu mult drag și mâine la sesiunea de mindfulness de familie, când vom exersa împreună câteva activități simple, de bază, pe care le puteți face și dumneavoastră, că și noi avem nevoie, doar copiii avem mare, mare nevoie și noi. Așa, în încheierea prezentării mele, aș vrea să vă spun că, uitându-mă la nepoțica mea, care are 3 ani acum și este o bucurie de copil și își dorește așa să exploreze lumea și e foarte veselă, mă simt stresată puțin la gândul că va intra în sistemul de educație și va trebui să stea smirnă, să asculte niște lucruri care majoritatea informațiilor n-au nicio relevanță, chiar deloc acum, nu-și mai au deloc relevanță și nu înseamnă nimic emoțional. În fine, de aceea eu cred cu tărie, noi la Shakespeare School credem cu tărie, că putem produce o schimbare, chiar putem face această schimbare. Dacă noi putem, orice școală poate și dumneavoastră ca părinți, în momentul în care conștientizați niște lucruri și începeți să-i ajutați pe copii, sau poate aveți discuții cu profesorii de la școală, aveți discuții între dumneavoastră, cu colegii și răspândiți niște informații, aveți niște discuții cu, nu știu, care să ducă mai departe aceste lucruri, se produce o revoluție încet, dar sigur, pentru că avem nevoie de schimbări și copiii noștri merită să meargă la școală și să simtă bucuroși, să nu simtă că școala e un chin și apoi că viața e un chin, nu? Merită să privească școala ca o aventură, ca o explorare, ca o bucurie. Și pentru aceasta, știți expresia, it takes a village to raise a child, it takes a village to make education. Avem nevoie de o comunitate întreagă și ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. Foarte pe scurt, despre metoda noastră de predare. Noi avem o aplicare originală a teoriei inteligențelor multiple, care spune practic că fiecare dintre noi are un buchețel de diferite tipuri de inteligență. Unii sunt vizual, pot să rețină foarte ușor, știți, genul aceia de oameni care se uită la ceva și parcă au scanat. Sau o inteligență auditivă, eu personal am asta. Eu dacă am ascultat pe cineva, pot să reproduc în minte ca și cum aș da play la o înregistrare și mi-aduc aminte orice inflexiune pe care a spus omul respectiv, orice pauză pe care a făcut-o, timbrul, dacă, bineînțeles, informația respectivă e interesantă pentru mine.
dacă are o însemnătate. Dacă nu, vă dați seama că glit, a dispărut complet. Alți copii sunt kinestezii, se mișcă, au această abilitate de a învăța mișcându-se. Sunt foarte multe tipuri de inteligență. Noi avem activități care le îmbină pe toate. Deci noi avem activități care merg foarte mult pe achiziție vizuală, avem activități care merg pe auditiv, avem activități care merg pe kinestezic și avem o grămadă de asemenea activități variate în cadrul unei singure ședințe, astfel încât până la sfârșitul ședinței copiii să fie învățați, să fie achiziționat cât mai mult, în cât mai multe moduri, pentru că științific s-a demonstrat că așa se învață mult mai bine. Retenția este mult, mult mai mare așa, dacă se trece prin mai multe canale de achiziție. Și noi ne bazăm pe lucrul acesta. Bineînțeles că ne bazăm și pe faptul că lecțiile trebuie să fie plăcute, distractive. Tot ce v-am spus până acum, noi aplicăm, chiar aplicăm. Îi susținem pe copiii noștri, îi ajutăm să-și integreze greșelile, să învețe din ele, să nu simtă stres, să simtă entuziasm. Îi învățăm să se concentreze prin programul nostru de mindfulness și dezvoltare personală. Îi învățăm să-și identifice emoțiile, să le gestioneze, le oferim tot felul de exerciții, pentru că altfel doar le-am livrat informații. Dacă nu-i ajutăm să le folosească, dacă nu-i ajutăm cum să învețe și cum să le integreze, învățarea nu este întreagă, nu este adevărată. Așa, și acum chestiuni administrative. Vă invităm să vă rezervați un loc la cursurile de an școlar, online sau în clasă. Ca element nou, suntem foarte mândri și bucuroși să introducem noul nostru club de teatru în limba engleză, English Through Drama, pentru copii între 9 și 14 ani. Un club foarte interesant, că tot ați vorbit de actori foarte drăguți și care țintește să-i ajute pe copii să-și dezvolte și fluența, dar și creativitatea și să capete mai multă încredere în ei. Veți vedea aici că avem cursurile la clasă, la sediul din Victoriei, două segmente de vârstă, nivel elementar și nivel intermediar, o ședință pe săptămână, două ore pe ședință, timp de 17 săptămâni, în două module. Aveți aici toate informațiile, le veți primi și pe mail. Bineînțeles, clubul de conversație în limba engleză, pentru noi este foarte important să-i ajutăm pe copii să capete fluență. Pentru că una este să citești și să scrii și alta este să ai curajul să vorbești. Iar pentru a vorbi, e nevoie să habituezi, efectiv să fii tu cel care rostește, să-ți ofere ocazia, prilejul să faci lucrul ăsta. Și clubul de conversație este ocazia perfectă. Acestea sunt online. Sunt tot așa, o ședință pe săptămână, două ore ședința. Aici aveți perioadele și orarul și perioada pentru al doilea modul, da? Și pentru adulți avem clubul de conversație Let's Talk English, care este axat pe a-i ajuta pe adulți să-și sporească nivelul de fluență, să se simtă cât mai confortabil, pentru că majoritatea adulților știu engleză, știu cuvinte, au un nivel de vocabular destul de ridicat, știu structuri de gramatică, dar nu au ocazia să rostească, efectiv, să vorbească și de aceea, de multe ori am impresia că știu mai puțin decât chiar știu, nu am nevoie decât de prilejul de a vorbi. Și aceasta este ceea ce aceste cluburi își propun să ofere. Da, veți primi înregistrarea, o găsiți pe YouTube, veți vedea că pe YouTube, așa. Vă invităm să ne contactați, să ne trimiteți numărul de telefon în chat, puteți să-l scrieți chiar acum și veți fi contactați cu oferta noastră, cu mai multe informații, vă așteptăm cu drag în clasă sau online, aici avem poze cu sediile noastre dragi. Așa, vă invităm să ne urmăriți și pe toate aceste canale unde furnizăm conținut foarte variat și foarte important pe YouTube, TikTok, Instagram, Facebook și LinkedIn. Așa, și acum dacă aveți întrebări, le puteți scrie în chat. Ia să vedem. Al meu copil s-a supărat. Când dorim să-i dau exemplu unui copil, a înțeles de la sine că am făcut fără să vreau acea comparație. Atenție la exemple, exact.
Exact. Întotdeauna ne bazăm pe ce poate să facă copilul mai bine, comparându-ne cu ce a făcut el în trecut, el sau ea în trecut, dar niciodată cu alt copil, pentru că nu știm ce resurse are celălalt copil, ce disponibilitate are. E foarte important să fim conștienți. Așa. Repetitio est mater studiorum. Așa este, e foarte mult adevărat aici, e nevoie de multă repetiție la intervale de timp, adică nu doar repeți o zi întreagă de dimineață până seara și gata, ai învățat. Nu. Și până nu ai ajuns în stadiul în care poți să explici cuiva, care să-și înțeleagă lucrul pe care l-ai învățat, nu poți să spui că ai învățat un lucru adevărat. Somnul de la 22, depinde. Eu personal, eu cam așa, sunt la ora 22, și am nevoie de somn și mă trezesc de dimineață. Însă sunt oameni care se culcă mai târziu și se trezesc mai târziu și pentru care acest cronotip funcționează. Deci nu știu ce să vă zic, depinde. Depinde de preferințele fiecăruia. E important să experimentăm și să fim mindful, să vedem ce funcționează pentru noi. Așa. Da, ne vedem mâine seara cu siguranță, la aceeași oră. Alt link însă, verificați în e-mail. Și vom face exerciții de mindfulness împreună. Până mâine puteți să mai scrieți câteva întrebări. Vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri și mâine. Și putem experimenta împreună. Da. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult. Ne revedem la următoarele workshop-uri din cadrul Zilor Porților Deschise. Ne revedem în timpul anului școlar. Vă mulțumesc încă o dată pentru interes și pentru interactivitate și faptul că întotdeauna găsim oameni cu care să discutăm ne dă foarte mare încredere că lucrurile sunt, că sunt și foarte multe lucruri bune și că vom reuși să-i susținem pe copii să se bucure de succesul pe care îl merită în viață. Pentru că împreună putem face lucrurile acestea, chiar putem. Da, o seară minunată și dumneavoastră. Mulțumesc și eu. La revedere!